Dragi români, ați fost niște eroi astăzi. Votul a decurs fenomenal. O prezență enormă astăzi la vot. Vă mulțumesc tuturor că ați ieșit să votați președintele României. Un gând foarte special și respect tuturor celor care au votat în diasporă, cu toate că în foarte multe locuri a fost nevoie să aștepte multe ore până când au reușit să-și exprime votul. Este o zi specială astăzi. Acum, după 25 de ani de la Revoluția Română, oamenii au ieșit din casă pentru a lupta pentru dreptul la vot. Miza de astăzi a fost dreptul la vot. Este incredibil. Solicit guvernului acum, în ceasul al 12-lea, să facă un efort și să prelungească votarea în diasporă. Solicit guvernului un minim respect față de românii care vor să-și dea votul în diasporă. De asemenea, solicit reprezentanților noștri în secțiile de votare vigilență maximă. Nu vă bateți joc de votul oamenilor la numărare. Atenție mare! Cu toții ne dorim ca rezultatul obținut scriptic să reprezinte fidel voința românilor. Iar în ce privește modul în care s-a votat în diasporă, guvernul va trebui să-și asume această organizare. Am auzit astăzi o exprimare care mi-a dat foarte mult de gândit. Nu contează dacă au votat 3 oameni sau 300 de mii, dacă un singur român nu a reușit să voteze, înseamnă că i-a fost încălcat un drept fundamental. Vă mulțumesc! Mai am emoții, da. Voi avea emoții până când Curtea Constituțională dă verdictul final. Din acest motiv i-am rugat pe cei din secții mare atenție, mare atenție la numărare, mare atenție la raportare. Alegerile se termină exact atunci când Curtea Constituțională le validează. Rezultatul din această seară este foarte bun. Nu mi-e teamă. Modul în care a fost organizat alegerile în viață, ar putea reprezenta un motiv de atac pentru invalidarea alegerilor? Modul în care au fost organizate alegerile în diasporă îmi confirmă că este nevoie cu cât mai repede, cu atât mai bine, de schimbarea legislației în materie. Este nevoie de votul prin corespondență și este nevoie de votul electronic pentru a elimina orice suspiciune și pentru a crea tuturor românilor posibilitatea să voteze. Eu vă mulțumesc! Ne vedem mâine!